Bună ziua! Astăzi vom învăța despre șirul de numere în Python și anume despre șirul numerelor care se termină la întâlnirea valorii 0. Valoarea 0 reprezintă sfârșitul șirului și nu face parte din șir. Să se scrie un program în limbajul Python în care se citește un șir de numere naturale care se termină cu valoarea 0. Se verifică dacă orice număr par din șir este mai mare decât oricare număr impar din șir. Se va afișa un mesaj corespunzător. Ca exemple, dacă se citesc numerele 7, 8, 5, 10, 0, se va afișa mesajul: da, numerele pare sunt mai mari decât numerele impare. Alt exemplu, dacă se citesc numerele 7, 8, 9, 10, 0, se va afișa mesajul: nu, există cel puțin un număr par mai mic. Ca idee de rezolvare, se va calcula valoarea maximă a numerelor impare și valoarea minimă a numerelor pare. Dacă toate numerele pare sunt mai mari decât numerele impare, atunci valoarea variabilei min va fi mai mare decât valoarea variabilei max. Pentru a citi șirul, se va folosi instrucțiunea while. La preluarea numerelor pare din șir, se va evita valoarea 0 prin adăugarea unei condiții. Valoarea variabilei val va trebui să fie diferită de valoarea 0 după fiecare citire a sa. Se inițializează variabilele max și min. Se citește prima valoare din șir. Cât timp valoarea citită este diferită de 0, se verifică dacă valoarea curentă este impară. Dacă este mai mare decât valoarea maximă, atunci se va schimba valoarea maximă și variabila max va lua ca valoare valoarea variabilei val. Dacă valoarea curentă este pară, se va verifica dacă aceasta este prima valoare pară citită. Atunci, valoarea variabilei min va fi valoarea variabilei val. Dacă nu este prima citită, se va verifica dacă este valoarea minimă din șir. Se va citi o nouă valoare din șir. Se va verifica dacă maximum valorilor impar
este mai mic decât minimum valorilor pare, atunci se va afișa un mesaj corespunzător. Să se scrie un program în limbajul Python în care se citește un șir de numere întregi care se termină cu valoarea 0 și se verifică dacă numărul de valori pare este mai mare decât numărul de valori impare. Se va afișa un mesaj corespunzător. Ca exemple, dacă se vor citi valorile 7, 8, 9, 0, se va afișa mesajul "Sunt mai multe valori impare decât pare". Dacă se vor citi valorile 6, 7, 8, 9, 0, se va afișa mesajul "Sunt la fel de multe valori pare cât și impare". Dacă se vor citi valorile 6, 7, 8, 0, se va afișa mesajul "Sunt mai multe valori pare decât impare". Ca idee de rezolvare, se va citi șirul și se vor folosi variabilele kappa par, care va avea ca valoare numărul de valori pare din șir, kappa impar, care va avea ca valoare numărul de valori impare din șir, val, care va avea ca valoare numărul curent din șir. Pentru a citi șirul, se va folosi instrucțiunea while. La preluarea numerelor pare din șir, se va evita valoarea 0 prin adăugarea condiției care verifică dacă valoarea variabilei val este diferită de valoarea 0 după fiecare citire a valorii curente. Vă reamintesc, valoarea 0 nu face parte din șir. Se vor inițializa variabilele kappa par și kappa impar. Se va citi prima valoare din șir. Cât timp valoarea curentă este diferită de 0, se va verifica dacă valoarea curentă este impară. Atunci va crește valoarea variabilei kappa impar. Altfel, adică valoarea curentă este pară, va crește valoarea variabilei kappa par.
se va citi o nouă valoare din șir. Se vor compara valorile variabilelor k par și k impar. Se va afișa un mesaj corespunzător. Încercați singur. Felicitări! Astăzi ați învățat despre șiruri de numere implementate în limbajul de programare Python.